Bună ziua! În acest tutorial video am să vă prezint meniul Insert din bara de meniuri. Accesând meniul Insert, dumneavoastră aveți posibilitatea să inserați în documentul dumneavoastră fie o imagine, fie un link, o ecuație, un desen, un tabel, comentarii, note de subsol, caractere speciale. Le vom lua pe rând. Pentru a insera o imagine, dumneavoastră trebuie în prealabil să poziționați cursorul acolo unde doriți să inserați imaginea. Odată ce ați poziționat cursorul, mergeți în meniul Insert, Image, iar din fereastra nou deschisă, dumneavoastră veți avea două opțiuni. Fie să încărcați imaginea din calculatorul dumneavoastră, selectând Choose an image to upload, sau vă puteți face o fotografie, sau puteți să încărcați un URL. De asemenea, veți avea acces și la albumele dumneavoastră din Google Drive. Este opțiunea dumneavoastră de unde doriți să încărcați imaginea. Odată ce ați selectat-o, apăsați butonul Select, iar imaginea va fi inserată în locul stabilit de către dumneavoastră. Tot din meniul Insert, dumneavoastră aveți posibilitatea să inserați un link. Dacă faceți click pe butonul Link, în prima căsuță veți defini textul care să apară, iar în cea de-a doua inserați linkul. De exemplu, noi vom introduce textul, iar aici vom introduce linkul. Îi vom da Apply. Textul, iar în spatele său este linkul. Următoarea opțiune din meniul Insert este cea de Equation, care vă va permite să introduceți ecuații în textul dumneavoastră. Tot de aici puteți să inserați și desene. Accesând Drawing, vi se va deschide o fereastră nouă în care dumneavoastră puteți să realizați desenul pe care doriți să îl inserați. Pentru asta este important ca înainte să stabiliți cursorul acolo unde doriți să inserați desenul. Din fereastra nou deschisă, dumneavoastră realizați desenul pe care îl doriți. După care îi dați Save and Close și va fi inserat în documentul dumneavoastră. Tot de aici aveți și posibilitatea să inserați un tabel, selectând Table. Pe orizontală veți defini numărul de coloane, iar pe verticală numărul de rânduri. Odată ce ați definit aceste aspecte, faceți click și va fi inserat un tabel. Numărul maxim este de 20 de rânduri și 20 de coloane pe care le puteți insera. Am să vă arăt și eu. Cum puteți vedea, a fost inserat tabelul. Tot din meniul Insert, dumneavoastră puteți să inserați comentarii asupra textului. Cum se procedează? Selectați cuvântul pe care asupra căruia doriți să comentați sau în text întreg paragraful. După care mergeți în meniul Insert, Comment, iar în partea dreaptă vă va apărea numele dumneavoastră de utilizator și căsuța în care puteți să introduceți comentariu. Comentariul dorit de dumneavoastră, apoi apăsați butonul Comment și acesta vă va apărea în partea dreaptă. Tot de aici puteți să introduceți note de subsol, selectând din meniul Insert, Footnote, și din câte puteți observa, vă va apărea nota de subsol în partea de jos a paginii, unde puteți să introduceți dumneavoastră datele dorite. Succes!